Vacanțele în Turcia, una dintre cele mai cerute destinații de concediu de către români, vor fi mai scumpe anul viitor, chiar și cu 15%. Spune acest lucru reprezentantul unei agenții de turism turoperatoare, care pune scumpirile pe seama cererii foarte mari. Antalya are un brand foarte puternic. Ea a venit cu un trend crescător în ultimii 3 ani. Au fost subvențiile pe care am vorbit, au fost tarifele foarte bune, da? Lipsa pieței rusești s-a simțit în Turcia și atunci hotelierii au făcut oferte foarte bune, dar se întâmplă să avem un recul a acestui fapt prin faptul că cererea foarte mare cresc prețurile. Deci noi știm că prețurile pentru anul următor pe Turcia vor fi mai mari decât au fost în ultimii ani, în medie cu 13-15% pe cazare. Turoperatorii din turism și-au făcut deja calculele și pregătesc pachetele de vacanță pentru anul viitor și spun că cel mai probabil destinația vedetă a anului 2019 va fi Egiptul. Egiptul de-abia intră și vor fi cele mai bune tarife. Cred clar va fi destinația cea mai accesibilă din punct de vedere a ceea ce oferă și vorbesc de 5 stele, all inclusiv, aquapark în hotel, copii gratuit, all inclusiv și mâncarea foarte competitivă comparativ cu Antalya. Turcia se va scumpi, probabil că va ajunge la nivelul Greciei, care a fost mai scumpă în ultimii ani pe trendul că era singura destinație safe din tot ce ofeream, mai puțin Spania, să zic așa. Deci Grecia și Turcia vor concura de la egal la egal anul viitor și Egiptul probabil că va fi vedeta. Cei mai mulți români au ales în acest an concedii în Antalya și în insule din Grecia, cum ar fi Creta, Rodos, Corfu sau Zakynthos. Specialiștii în turism spun că dacă anul viitor vacanțele în Turcia vor fi mai scumpe, în Grecia se vor ieftini ușor. Prețurile, după cum vedem la contractare, nu că vor crește, ci vor scădea un pic, pentru că ei au avut un sezon nu foarte bun, având în vedere că Turcia a aspirat foarte mult și atunci noi sperăm ca pe Grecia să fim iar foarte competitivi. Grecia, totuși, cu toate ofertele speciale, cu toate prețurile speciale pe cele destinații, Grecia rămâne pentru români destinația numărul 1. În acest an, românii au alocat pentru vacanțele de vară bugete cuprinse între 1.000 și 2.500 de euro.